Limitele funcțiilor elementare, operații cu limite de funcții. În cadrul acestui prim capitol privind limitele de funcții, prezentăm următoarele exerciții. Iată un prim exercițiu. Limită când x tinde la infinit din x pătrat plus radical din x plus 3. Avem limită dintr-o sumă de funcții elementare, și anume funcția pătratică x pătrat, funcția radical, radical din x, și funcția constantă 3. Limită din sumă este egal cu suma limitelor, ceea ce va conduce în final la următoarea procedură, anume, vom putea înlocui pe x cu infinit și vom efectua calculele care sunt ghidate de altfel de operațiile prezentate în partea dreaptă privind operații în R barat. Așadar, înlocuim pe x cu infinit, vom avea egal cu infinit la pătrat plus radical din infinit plus 3. Infinit la pătrat este egal, conform și cu operația prezentată în partea dreaptă, infinit la o putere a, dacă a este pozitiv, este egal cu infinit. Deci infinit la pătrat este egal cu infinit plus radical din infinit, se mai poate scrie de altfel și infinit la puterea 1 pe 2, deci este tot infinit la o putere pozitivă, deci plus infinit, plus 3. Egal cu infinit plus infinit este infinit, plus 3, care conduce la infinit. Infinit plus a este egal cu infinit. Trecem la al doilea exercițiu. Iată exercițiul 2, limită când x tinde la minus infinit, din x la 5 plus radical în C3 din x plus 7. Vom proceda analog cu exercițiul anterior. Vom înlocui pe x cu minus infinit de data aceasta, deci avem minus infinit la puterea 5 plus radical indice 3 din minus infinit plus 7. Egal mai departe, minus infinit la puterea 5, deci la o putere impară, rămâne minus infinit. Radical în C3 din minus infinit este minus infinit plus 7. Egal mai departe, minus infinit, minus infinit este minus infinit plus 7, egal cu minus infinit. Al treilea exercițiu. Limită când x tinde către 0 din 3 la x plus 2 supra x pătrat. Și de data aceasta vom înlocui pe x cu 0, este egal cu 3 la puterea 0 plus 2 supra 0 la puterea 2, egal mai departe, 3 la 0 este 1 plus 2 supra 0, egal în continuare. Mai întâi să vedem cine este 2 supra 0. 2 supra 0, conform și operațiilor prezentate în dreapta, unde avem a supra 0, în cazul în care a este pozitiv, a supra 0 este egal cu infinit, este tocmai cazul nostru. 2 supra 0 este așadar infinit. Vom avea egal cu 1 plus 2 supra 0 infinit și în final 1 plus infinit este egal cu infinit. Exercițiul 4. Limită când x tinde la infinit din pi supra 3 la x minus 100 supra 101 la puterea x, iată două exponențiale, și logaritm bază 3 din 2 la puterea x plus logaritm în bază 2 din 3, totul la puterea x. Avem o sumă algebrică de funcții elementare exponențiale, cu bazele pi pe 3, 100 pe 101, logaritm bază 3 din 2 este baza acestei funcții exponențiale și ultima bază este logaritm în bază 2 din 3. Remarcăm mai întâi faptul că, dintre cele patru funcții exponențiale angajate în această sumă algebrică, două au bazele supraunitare, și anume este vorba de pi pe 3 și logaritm în bază 2 din 3. Deci pi pe 3 este un număr mai mare decât 1, și de asemenea mai mare decât 1 este și logaritm în bază 2 din 3. Fapt pentru care, atunci când vom
înlocui pe x cu infinit, ne vom folosi desigur de formula corespunzătoare a la puterea infinit în cazul în care a este mai mare decât 1. Celelalte două expresii ale funcțiilor exponențiale au bazele subunitare, pozitive desigur, 100 supra 101, precum și logaritm în bază 3 din 2. Deci bazele acestea sunt mai mici decât 1. Mai mic decât 1 și, bineînțeles, pozitive. Toate aceste observații ne vor ajuta în calculul limitei propriu-zise. Avem din nou posibilitatea să înlocuim pe x cu infinit. Vom avea, deci, pi supra 3 la puterea infinit minus 100 supra 101 la puterea infinit plus logaritm în bază 3 din 2 la puterea infinit și plus logaritm în bază 2 din 3 la puterea infinit. Este egal în continuare. Pi supra 3 la puterea infinit, având în vedere că avem bază supraunitară, este deci a la infinit este egal cu infinit, cu bază supraunitară spuneam, a mai mare decât 1, deci este egal cu infinit, minus 100 supra 101 este bază subunitară, deci a la infinit este 0, în cazul nostru avem 100 supra 101 la puterea infinit este 0, plus de asemenea subunitar la infinit este 0, plus în continuare logaritm în bază 2 din 3, un număr supraunitar la puterea infinit, este de asemenea infinit, ca și prima exponențială. Egal în continuare cu infinit plus infinit, este egal cu infinit.